Numai în anul 2000, sfârșitul lumii a fost așteptat de 7 ori. Spre exemplu, pe 5 mai, apocalipsa trebuia să aibă loc odată cu parada planetelor, iar în septembrie, din motiv că Pământul urma să fie lovit de un asteroid. Potrivit calculelor unor astronomi din Statele Unite, în august 2001, sfârșitul lumii trebuia să aibă loc deoarece planeta noastră, precum și întreg sistemul solar, urma să fie absorbit de o gaură neagră. Datele și cauzele venirii zilei de apoi s-au tot schimbat în fiecare an. De câteva ori a fost invocată chiar data declanșării războiului atomic de la Skynet, conform filmului Terminator. Sfârșitul lumii urma să aibă loc și pe 6 iunie 2006. Atunci apocalipsa fusese legată de cele 3 cifre de 6 care marcau acea zi. În 2009, sfârșitul omenirii a fost prezis de 2 ori. Prima oară din cauza lansării acceleratorului de particule, iar a doua oară pentru că marele Nostradamus ar fi prezis Armagedonul. În 2011, superstițioșii au așteptat sfârșitul de 3 ori. În aprilie urma să înceapă un război atomic, în mai și în octombrie, pentru că așa afirma prezicătorul american Harold Camping. Următoarea dată a sfârșitului civilizației umane este decembrie 2012, de această dată conform calendarului Maya. Dar nici asta nu este ultima prezicere a venirii judecății de apoi. Deja există presupuneri că sfârșitul lumii ar urma să aibă loc în 2018, 2021, 2036 și chiar în 3797.